Stimați reprezentanți mass-media, stimate doamne, domnișoare, stimați domni, bună ziua! Vă mulțumesc mult pentru că ați dat răspuns invitației noastre în comun cu partenerii din cadrul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova și a Fondul Națiunilor Unite pentru Populație de a participa la această conferință de lansare a recensământului de probă al populației și locuințelor, precum și a proiectului de suport al recensământului acordat din partea Uniunii Europene și Fondul Națiunilor Unite pentru Populație. Salutăm în cadrul evenimentului pe domnul Artur Mijă, secretar general al Guvernului, excelența sa, domnul Ianis Mazeikis, ambasador șef al Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, doamna Nighina Vazada, reprezentantă a Fondului Națiunilor Unite pentru Populație Republica Moldova. Stimate doamne, stimați domni, în implementarea legii 231 privind recensământul populației și locuințelor, în anul 2024, în țara noastră, urmează să fie realizat recensământul populației și locuințelor. Acesta are drept obiectiv producerea, în condiții de calitate și comparabilitate internațională, a statisticilor privind numărul și distribuția teritorială a populației și gospodăriilor, structura demografică și caracteristicile socioeconomice a populației, la nivel dezagregat teritorial. Recensământul va furniza informații valoroase pentru luarea deciziilor și dezvoltarea social-economică a Republicii Moldova, atât la nivel național, cât și la nivel subnațional. Conform deciziei Comisiei Naționale pentru Recensământul Populației și Locuințelor din iulie curent, în perioada 28 august-10 octombrie 2023 va avea loc recensământul de probă al populației și al locuințelor. Acesta se va desfășura în sectoarele de recenzare selectate în 11 localități ale țării. Recensământul de probă reprezintă o etapă obligatorie de pregătire a unui recensământ. Acest exercițiu de testare ne va ajuta la înțelegerea mai bună a provocărilor și obstacolilor posibile în desfășurarea cu succes a recensământului populației locuințelor din anul viitor. Organizarea recensământului este o activitate complexă, multietapizată, care necesită resurse importante, resurse umane, expertiză și mijloace financiare. Evenimentul de astăzi este prelejuit atât lansării recensământului de probă, cât și a proiectului sprijin pentru Biroul Național de Statistică în desfășurarea recensământului populației și locuințelor, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Fondul Național Unite pentru Populație. Proiectul vine la etapa critică pentru realizarea lucrărilor de pregătire pentru recensământ. De aceea suntem recunoscători Comisiei Europene, Delegației Uniunii Europene la Chișinău, pentru finanțarea acestui proiect important pentru țară, în cadrul proiectului fiind alocate 2 milioane de euro pentru recensământ. De asemenea, mulțumim mult Fondului Națiunilor Unite pentru Populație, partenerul nostru strategic în domeniul dezvoltării statisticii populației, în special privind implementarea recensământului populației și locuințelor, care a venit cu o contribuție de peste 75.000 de euro pentru finanțarea proiectului sus numit, facilitând de asemenea administrarea acestui proiect. Suntem recunoscători și altor parteneri, agențiilor din familia ONU, care au manifestat deschiderea pentru cooperare în cadrul pregătirii și organizării recensământului populației și locuințelor. Apreciem de asemenea deschiderea și suportul acordat de alte state, Guvernul României, Elveției, al Indiei, care de asemenea contribuie la pregătirea lucrărilor de recensământ și dezvoltarea statisticii demografice și sociale la general. Din partea Biroului Național de Statistică, țin să exprim recunoștință partenerilor naționali și partenerilor de dezvoltare pentru întreg sprijinul acordat în vederea pregătirii și desfășurării recensământului populației și locuințelor. Fiecare persoană contează. Fiecare persoană face diferență. Astfel, fiecare cetățean are un rol important în furnizarea de informații corecte și complete, contribuind la obținerea unei imagini reale a populației și locuințelor din țară și producerea schimbărilor dorite în țară și la nivel de comunitate. Astfel, contăm pe deschiderea și participarea activă a populației din sectoarele selectate pentru recensământul de probă în cadrul acestui exercițiu de testare, iar pentru recensământul propriu-zis, care va avea loc anul viitor,
îndemnăm participarea fiecăruia prin oferirea răspunsurilor complete și corecte la întrebările din chestionar adresate de personal de recensământ la locul unde persoana domiciliază. Sper că evenimentul de astăzi va fi de bun augur pentru realizarea cu succes a lucrărilor de pregătire a recensământului, soldat cu rezultate scontate despre populația țării. Vă mulțumesc! Cu plăcere ofer cuvântul domnului Artur Mija, secretar general al Guvernului, președintele Comisiei Naționale a Recensământului Populației și Locuințelor. Domnule director, mulțumim! Stimați reprezentanți ai mass media, mulțumim pentru că ați dat curs invitației. Stimați cetățeni, recensământul populației și locuinților din anul 2024 va fi cel de-al treilea din istoria Republicii Moldova. Recensământul este un exercițiu complex și important pentru țară din cel puțin două perspective. În 2014, din păcate, am avut un recensământ datele căruia nu pot fi utilizate. Iar guvernul își propune să dezvolte politici publice pe baza datelor și evidențelor și mai puțin pe partea de emoții. Din aceste considerente, recensământul de probă care urmează să aibă loc în luna septembrie și octombrie este un test foarte important pentru noi. Vreau să mulțumesc partenerilor de la Comisia și Delegația Uniunii Europene și colegilor de la UNFPA pentru suportul care ne-l acordă în acest exercițiu important. Și mai am două mesaje. Unul este adresat instituțiilor statului. O să rog colegii din instituții, cât și reprezentanții administrației publice locale din cele 11 localități selectate pentru recensământul de probă, să ofere suport și colaborare maximă în acest exercițiu complicat. Și al doilea mesaj este cel destinat cetățenilor. Stimați cetățeni, rugămintea din partea guvernului este să fiți drăguți cu operatorii de interviuri. Ei își fac munca cinstit și vrem să avem un rezultat frumos toți împreună. Stimate domnule director, în același timp, recensământul de probă din anul acesta este și o oportunitate de a învăța. Respectiv, vă rugăm să tragem concluziile în urma acestui exercițiu, astfel încât în 2024 să reușim exercițiul complex de recenzare totală a populației și locuinților, iar datele care vor fi colectate să le putem utiliza în politicile publice dezvoltate de către guvern. Vă mulțumim! Vă mulțumesc mult, stimate domnul secretar general al guvernului. Ne dorim și noi și contăm și în continuare pe suportul guvernului și autorităților publice centrale și locale în acest exercițiu. Stimați colegi, deci urmând agenda, rog să vină cu un cuvânt de salut excelența sa, domnul Ianis Mazeikis, ambasador șef al delegației Uniunii Europene în Republica Moldova. Rugăm. Stimate domnule Mija, stimate domnule Cara, stimate doamne Abășade, dragi primari și reprezentanți ai mass media, astăzi participăm la lansarea uniai dintre cele mai importante exerciții ale guvernului, recensământul de probă, care va fi urmat de recensământul propriu-zis anul viitor. Cu această ocazie vreau să felicit Biroul Național de Statistică pentru inițiativa de a organiza pentru prima dată în istorie Republicii Moldova un recensământ cu procesul de colectare a datelor digitalizat. În acest sens, recensământul de probă este foarte important pentru a atesta chestionarele de recensământ, instrumentele de colectare a datelor și diverse aspecte privind modul de organizare a recenzării. Recensământul de probă va ajuta Biroul Național de Statistică să înțeleagă mai bine provocările și obstacolele posibile în desfășurarea cu succes a recensământului de anul viitor, astfel asigurând o calitate înaltă a informațiilor colectate.
Datele obținute în rezultatul acestui exercițiu au căpătat o valoare și mai mare odată cu obținerea Republicii Moldova a statutului de țară candidată pentru aderarea la Uniunea Europeană. Recensământul ne va oferi statistici despre structură demografică și socioeconomică a populației, gospodării, fond locativ, condiții de locuit. Una dintre cele nouă precondiții impuse de UE pentru deschiderea negocierilor de aderare este asigurarea unei administrații publice eficiente. Prin urmare, este important că datele colectate să fie de calitate. Aceasta urmează a fi folosite pentru elaborarea și monitorizarea politicilor publice naționale și locale, în domenii precum sănătatea, educația, protecție socială, reforma administrației publice locale și activității administrative sau de cercetare. De asemenea, acestea sunt importante pentru alocarea corectă a fondurilor bugetare, acolo unde este cea mai mare nevoie de ele. Uniunea Europeană susține desfășurarea acestui exercițiu, dar în același timp va monitoriza cu suportul societății civile modalitatea de desfășurare a acestuia și calitatea datelor colectate. Suportul UE nu se va limita doar la asistența tehnică și monitorizarea, dar vom contribui și la achiziționarea de echipamente și desfășurarea unei campanii masive de informare a populației. Participarea la recensământ este o îndatorire cetățenească pe care o îndeplinim fiecare pentru comunitatea în care trăim, deoarece cu toți ne dorim un viitor mai bun pentru noi și generațiile următoare. Prin urmare, mă bucur să avem astăzi alături de noi primarii localităților în care va fi desfășurat recensământul de probă. Este foarte important că dumneavoastră să încurajați cetățenii să participe în procesul de colectare a datelor și să fie deschis atunci când sunt abordați de enumeratori. În acest sens, vă îndemn să vă implicați activ cu toți pentru realizarea unui recensământ fiabil, în conformitate cu standardele și reglementările europene și internaționale. Vă doresc succes să rămânem în așteptarea publicării datelor finale de către Biroul Național de Statistică. Mulțumesc! Vă mulțumim, stimate domnule ambasador. Fondul Națiunilor Unite pentru Populația Republica Moldova este un partener strategic al BNS și cu plăcere ofer cuvântul doamnei ambasada pentru a veni cu un cuvânt de salut, vă rog. Thank you very much, Mr. Karam. Dear Mr. Mija, Your Excellency Ambassador, dear colleagues, friends, today is very important day as the population housing census is very complex but absolutely critical exercise for every country in the world. Mulțumesc mult, domnule Cara, stimate domnule Artur Mija, excelența dumneavoastră, domnule ambasador, dragi prieteni, domnilor și doamnelor, astăzi este o zi foarte importantă, fiindcă un recensământ este un exercițiu complex, dar unul foarte important pentru orice țară din lume. So census is a comprehensive source of statistical information for economic and social development planning, as well as administrative sources, administrative purposes. Recensământul ne oferă date importante pentru planificarea socioeconomică, dar și în scopuri administrative. And traditionally, United Nations Population Fund very much engaged and supportive with providing technical assistance for the quality census in many countries in the world, almost everywhere the census is conducted basically. Și în mod tradițional, UNFPA oferă asistență tehnică și sprijinul necesar pentru desfășurarea recensământelor, practic în orice țară în care se fac recensăminte.
So the same here in Moldova, UNFPA supports the National Bureau of Statistics on census and overall strengthening statistical system. And today we launched the pilot census and the new dedicated project to support census operation. Și același lucru facem și în Moldova. UNFPA în Moldova sprijină atât desfășurarea recensământului, cât și consolidarea întregului sistem de statistică. Respectiv, astăzi noi lansăm recensământul de probă, precum și proiectul menit să susțină acest exercițiu. So I'm very grateful to the European Union for stepping in with allocated funding and dedicated support, as this will contribute significantly to the quality and mode of the census operation, delivering accurate and most efficient population housing census in 2024. Sunt extrem de recunoscătoare Uniunii Europene pentru finanțarea și sprijinul oferit, care va contribui la îmbunătățirea calității datelor obținute și la desfășurarea unor operațiuni eficiente în procesul de implementare, de realizare a recensământului. Și în așa fel, în anul 2022 vom avea un recensământ al populației și locuințelor de calitate. And while capitalizing on the accumulated knowledge and strengths of the National Bureau of Statistics already and overall Moldovan statistical system, the international technical assistance will allow to plan and address possible challenges through learning from other countries' experience and accomplishments. Valorificând lecțiile învățate și punctele forte ale Biroului Național de Statistică și a Sistemului General de Statistică din Moldova, experiența internațională sau experții internaționali vor veni cu lecțiile învățate din realizările și din eșecurile din alte țări. As it's highlighted by the His Excellency Ambassador, indeed this project will also support census operation with the procurement of equipment and software and then other technical assistance activities as well. După cum a menționat și domnul ambasador, în cadrul acestui proiect vom oferi sprijin prin achiziționarea de echipamente și de softuri necesare, precum și asistența tehnică care va fi necesară. Indeed, Moldova is on its path towards European integration and progress towards meeting the requirements of ICHI chapters and SDG targets can be measured only based on statistical evidence. Acum, Moldova se află pe calea integrării europene și progresele în realizarea angajamentelor asumate în capitolele respective din acquis-ul comunitar, precum și progresul în realizarea țintelor, obiectivelor de dezvoltare durabilă, pot fi măsurate doar în baza unor date statistice de calitate. And therefore, the statistical evidence, that is accurate, reliable, timely, and internationally comparable, is a key element in assessing the progress and planning the reforms. Respectiv, datele statistice de încredere, oportune, cuprinzătoare, au un rol cheie în planificarea activităților necesare. As UNFPA, we always say that we try to look beyond the numbers, because behind every number there is a human story, behind every number there is a person with dreams, aspirations, his or her own choices and life experience. La UNFPA, noi ne bazăm pe contextul mai larg, nu doar pe date, fiindcă cunoaștem foarte bine că în spatele fiecărei cifre este o istorie umană, este o persoană cu visele, cu aspirațiile sale, cu alegerile sale de viață. Therefore, in order to achieve their dreams, we have to understand, what are the needs, what are the needs on the ground. And in that sense, the understanding of the population structure, understanding the territorial distribution, is so critical for the planning of the social services, medical services, education, and many other elements as part of the reform.
Și pentru a-i putea ajuta să-și realizeze visele, este extrem de important ca mai întâi de toate să înțelegem care sunt necesitățile lor, necesitățile populației. Și respectiv, datele cu privire la structura populației, cu privire la distribuția teritorială, este extrem de important pentru a putea planifica mai bine serviciile sociale, serviciile medicale, serviciile educaționale și așa mai departe. So we hope that the analysis that would come from the census will also contribute to reducing inequality and advancing sustainable development. Și sperăm că analizele pe care le vom face în baza datelor recensământelor ne vor fi utile pentru a reduce inegalitățile și pentru a fortifica dezvoltarea durabilă. So thank you very much again. Congratulations on this start. And I'm concluding with UNFPA's slogan, which says everyone counts. Vă mulțumesc mult încă o dată, felicitări pentru acest început și vreau să finalizez cu sloganul UNFPA care ne spune că fiecare contează. Vă mulțumim mult. Acum procedem la sesiunea de întrebări din partea reprezentanților mass media. Vă rog să... Nadia Mihuță, TVR Moldova. Cine o să poată să ne răspundă la această întrebare? Iată să ne spuneți, vă rog, la modul practic, cum va avea loc colectarea datelor și dacă în acest an poate oamenii au posibilitatea de a participa la recensământ completând formularul online. Nu știu, ați deschis o platformă sau dacă există și o altă opțiune de a completa acest formular, pe lângă varianta de asta de vorbă cu un recenzor. Deci, în a doua jumătate a evenimentului vor fi prezentate, deci, în detaliu, deci, modul în care va fi... De probă. Vreau doar să menționez că în cadrul acestui recensământ de probă va fi posibilitatea de a oferi informații doar pe care de interviu direct. Și datele în acest caz vor fi inserate de către recenzor direct în tablet. Deci, va fi posibil, de asemenea, în cazurile extreme, când persoana, deci, va dori să prezinte informații la secțiile de recensământ, dar asta doar în cazul extreme, când nu este altă posibilitate ca vizita intervievatorului, recenzorului să aibă loc. Mulțumesc. Mulțumesc. Spuneți că procedura va avea loc în 11 localități. Dacă ați făcut calculele preliminare despre câte gospodării este vorba? Numărul estimativ de gospodării e de circa 40.000. Vor fi circa 20.000 de locuințe recenzate în cadrul acestui recensământ de probă. Mulțumesc. Și ultima întrebare. Dacă ați luat în calcul inclusiv varianta de ca persoanele să refuze să participe la acest recensământ, dacă există opțiunea de a fi pedepsit sau ce riscă în cazul în care vor refuza să participe? Mulțumesc. Noi contăm pe deschiderea și deci participarea activă a populației, deoarece, după cum a spus și doamna Bazada, fiecare contează. Fiecare contează, deci este o oportunitate, nu doar o obligațiune din partea, deci prevăzută în cadrul legal, deci în codul contravențional, deci este și sunt sancțiuni administrative prevăzute în cazul dacă persoana refuză de a participa sau nu prezintă informații veridice, dar noi contăm anume pe deschiderea populației pentru a prezenta informații calitative despre fiecare persoană care face obiectul recensământului. Deci despre fiecare persoană care locuiește în Republica Moldova. Mulțumesc! Dacă mai sunt careva întrebări? În cazul dacă nu sunt întrebări, noi facem o pauză de 15 minute și după aceea vă rugăm să revenim, să discutăm aspectele tehnice mai detaliate, prin tot la modul de organizare, de ce se mântă de probă. Vă mulțumesc foarte mult! Domnule director, iată, vrem să ne spuneți, vă rog, la modul practic, cum va avea loc procedura de realizare a recensământului, care este valoarea financiară pentru realizarea acestuia și dacă a fost un criteriu după care au fost selectate cele 11 localități, unde va avea loc la recensământul?
În fond, colectarea datelor va fi realizată de către recenzori. Ei vor vizita fiecare gospodărie care face parte din sectorul de recensământ. După cum ați menționat dumneavoastră, sunt 11 localități în care va fi realizat recensământul de probă și în aceste localități sunt selectate anumite sectoare de recensământ care vor fi supuse nemijlocit recenzării. Anume, în aceste sectoare, în gospodăriile care se află în aceste sectoare, persoanele care domicilizează în aceste sectoare, acestea vor fi vizitate de către recenzori. Vorbind despre criteriile de selectare a acestor localități, în primul rând, reprezentarea geografică, deci nordul, centru, sud, urbe și sectorul rural. De asemenea, au fost selectate localități unde locuiesc persoane de etnie romă, găgăuză, bulgară, de asemenea regiuni sau localități din vecinătatea regiunii transnistrene, localități în care au fost realizate lucrările cadastrale masive și localități în care asemenea lucrări nu au fost realizate. Și plus la aceasta, sunt localități în țară în care lipsesc planurile de adrese. Deci au fost selectate și asemenea localități. Deci au fost utilizate o serie de criterii pentru a selecta localitățile unde am putea să ne ciocnim cu anumite probleme și obstacole și în așa mod să analizăm, să determinăm, identificăm care ar fi soluțiile pentru a depăși aceste obstacole. Iată, să ne spuneți, vă rog, dacă ați făcut calculele aproximativ de cât personal ați avea nevoie ca să realizați procedura de recensământ de probă, câte persoane sunt implicate pentru a merge să discute cu oamenii, dacă ați făcut un calcul preliminar. Sigur, deja oamenii aceștia sunt antrenați în mare măsură, instruiți. Săptămâna trecută a fost instruirea pentru personalul de management și supervizori și această săptămână are loc instruirea recenzorilor. Deci vom avea circa 120 de recenzori, în total 160 de personal de recensământ în cadrul recensământului de probă. Costul estimativ a acestui exercițiu de probă este de circa 5 milioane de lei. Este. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Stimați colegi, putem să reîncepem. Evenimentul, după cum a fost menționat, în a doua parte a evenimentului vom discuta despre aspecte tehnice privind desfășurarea recensământului populației a locuinților de probă, unde vor fi oferite detalii privitor la acest exercițiu important. Ofer cuvântul șefului Direcției Recensamente, doamnei Valentina Estrati, vă rog. Mulțumesc, domn director. Stimați colegi, stimați invitați, vreau să vă prezint despre modalitatea, cum va avea loc recensământul de probă, dar și câteva informații suplimentare generale care ar putea clarifica unele lucruri. S-a menționat deja că de la independența sau de la declararea independenței Republicii Moldova, recensământul din anul următor va fi al treilea. În 2004 a fost desfășurat un recensământ al populației, în 2014 deja am avut un recensământ al populației și locuinților și în 2024 la fel este planificat un recensământ al populației și locuinților. În 2011 a fost desfășurat primul recensământ general agricol din Republica Moldova. Dacă este să vorbim despre cadrul internațional, în pregătirea către următor recensământ, inclusiv a recensământului de probă, Biroul Național de Statistică se ghidează de recomandările internaționale pentru pregătirea și efectuarea RPL.
Respectiv avem recomandările conferinței statisticienilor europeni cu privire la recensămintele populației și locuințelor runda 2020. Aș vrea să vă menționez că o rundă mondială durează 10 ani în care Națiunile Unite recomandă fiecărui stat să efectueze cel puțin un recensământ. Runda 2020 a început în anul 2015 și se încheie în anul 2024. Respectiv, noi vom efectua un recensământ al populației și locuințelor în ultimul an al rundei. Alte recomandări sunt recomandările pentru recensământ populației și a locuințelor, revizia 3, elaborate de ONU și, nu în ultimul rând, sunt regulamentele europene, cel de bază fiind 763 din 2008, și pentru fiecare rundă de recensăminte se mai aprobă alte regulamente care îl implementează pe acesta. Care ar fi abordările inovative pentru recensământul planificat din anul 2024? În primul rând, cum deja a fost menționat, planificăm să avem interviu personal asistat de dispozitiv electronic, adică metoda CAPI. Recenzorul va merge în teritoriul cu un dispozitiv electronic pentru a înregistra răspunsurile oferite de populație. Comparativ cu anul 2014, perioada de colectare va fi de 2 luni. În 2014 au fost 14 zile. Totodată este planificată utilizarea datelor administrative la etapa de procesare a datelor. Și o altă inovație foarte importantă pentru noi este utilizarea sistemului de informații geografice, GIS-ul, la etapa atât de pregătire a următorului recensământ, la etapa de colectare a datelor și la diseminarea rezultatelor într-un mod mai ușor pentru utilizatori. La fel, în chestionarul pentru 2024 se conțin câteva subiecte legate de activitatea agricolă a gospodăriilor recenzate. Referindu-ne la cadrul normativ național, în primul rând avem legea numărul 231, care a fost adoptată în iulie anul trecut. La fel, în anul 2022 a fost aprobată hotărârea de guvern 951 pentru organizarea și efectuarea recensământ populației în anul 2024. Aici aș vrea să punctez faptul că legea 231 este o lege generică care va fi bază pentru organizarea ulterioarelor recensăminte ale populației și locuințelor în Republica Moldova. Însă, pentru mai multe detalii, se vor aproba hotărâri de guvern separate pentru fiecare recensământ. Totodată avem alte legi și hotărâri de guvern care ne vin în suportul organizării recensământului populației și locuințelor, în special legea cu privire la statistica oficială, cu privire la organizarea și funcționarea Biroului Național de Statistică, legea privind protecția datelor cu caracter personal, pentru că punem un accent deosebit asupra acestui fapt ca utilizatorii sau persoanele care vor oferi informația în cadrul recensământului să fie siguri că datele lor sunt protejate. Dacă este să ne referim la bugetul recensământului, acesta este estimat la 329 de milioane de lei, el este inclus și în hotărârea de guvern 951. Din partea partenerilor avem în jur de 40 de milioane de lei, iar recensământul de probă este estimat la 5 milioane de lei. Nu suntem singuri în efectuarea acestui recensământ, avem partenerii de implementare a acestui recensământ. În primul rând, deja
deoarece suntem și la lansarea proiectului, avem Uniunea Europeană care ne susține și colegii de la Fondul Națiunilor Unite, UNFPA. Totodată, un sprijin considerabil îl avem din partea autorităților publice centrale și autoritățile publice locale, Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, Poliția, Inspectoratul General al Poliției, colegii de la Congres, autoritățile locale din Moldova și așa mai departe. Totodată, în procesul de consultare despre care voi vorbi în următoarele slide-uri, am avut contribuții din partea altor agenții ONU pentru a îmbunătăți conținutul chestionarilor și pentru a veni cu rezultate mai utile utilizatorilor. Referindu-ne la proiectul despre care a fost lansat astăzi, sprijin pentru Biroul Național de Statistică în desfășurarea recensământului populației și locuinților din anul 2024, acesta este finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Fondul ONU pentru Populație. Valoarea totală este de 2.075.000 de euro, dintre care 2 milioane este contribuția Uniunii Europene și 75.000 de euro contribuția UNFPA. Mai jos aveți și sunt și detaliile descrise care vor cum vor fi repartizat bugetul pe diferite activități și durata de implementare a acestui proiect este de 30 de luni. Pregătirile pentru recensământul de probă, clar că nu au început în anul acesta, sau au fost efectuate un șir de activități pentru a lansa în ziua de luni 28, a începe colectarea datelor în cadrul recensământului de probă. Au fost elaborate chestionarele de recensământ, în special chestionarele în versiune electronică pentru a colecta datele. A fost elaborată strategia de comunicare pentru a mări vizibilitatea și a vizibilitatea acestui exercițiu. A fost elaborată la fel strategia resurselor umane, pentru că vor fi angajat un număr foarte mare de recenzori, dacă vorbim de recensământul de bază, și o strategie de gestionare a resurselor umane, de recrutare, instruire și monitorizare în teren este absolut necesară. Au fost elaborate și a fost efectuat trainingul persoanelor temporare care au fost deja angajate pentru recensământul de probă și au fost elaborate materialele necesare. Am vorbit despre chestionarele în versiune electronică, respectiv a fost dezvoltată și aplicația pentru a colecta aceste date în versiune electronică. A fost implementat și dezvoltat aplicația GIS pentru a localiza toate locuințele din Republica Moldova. La fel au fost inițiate activitățile de evaluare a surselor de date administrative și private pentru a fi utilizate la recensământul următor. În special vom testa și după efectuarea recensământului de probă etapa de procesare, dar paralel au fost efectuate și activitățile de listing, adică de georeferențiere a clădirilor și locuințelor, atât în teren cât și din oficiu. Recensământul de probă va fi desfășurat în perioada 28 august 10 octombrie, inclusiv va conține colectarea datelor pentru ancheta post-recenzare în perioada 28 septembrie 10 octombrie. Această activitate presupune evaluarea colectării datelor în cadrul recensământului de probă. Asta ar fi o ancheta post-recenzare de probă, care la fel va fi efectuată și anul următor.
S-au vorbit despre localitățile în care va fi efectuat recensământul de probă. Au fost selectate localități din diferite regiuni ale țării, municipiul Chișinău, regiunea Nord, regiunea Centru, Sud și Dinuta Găgăuzea. La baza selectării acestor localități au fost mai multe criterii. Localitățile în care persoanele au fost reticente de a participa la recensământul precedent, discrepanța între numărul populației furnizat de estimat anual de BNS și cel din APL, densitatea mare a locuințelor în anumite localități și modalitatea de georeferențiere a clădirilor din teren sau din oficiu. Și localitățile cu persoane de diferite etnii pentru a înțelege cât sunt ei de dispuși de a participa la următor recensământ. Organigrama recensământului de probă, care vrem să o testăm în această perioadă, ar fi în cadrul Biroul Național de Statistică, au fost angajați manageri de recensământ în centrele regionale pentru statistică în număr de 4. În fiecare raion în care s-au selectat localitățile, au fost angajat câte un manager de recensământ în subdiviziunea teritorială respectivă de statistică și în fiecare raion au fost angajați manageri, în municipiul Chișinău au fost angajați manageri adjuncți de recensământ, pentru că acolo este un număr mai mare de recenzori care vor activa, 18 supervizori și 105 recenzori care vor colecta datele. Totodată avem în rezervă 28 de recenzori, pentru că din experiența recensământului precedent sunt cazuri în care recenzorul ar putea să renunțe în timpul colectării datelor și noi să ne asigurăm că avem persoane care imediat vor prelua această activitate. Dacă este să vorbim despre recenzorul, persoana cheie, aș putea spune, care va colecta datele în teren, va avea următoarea identificare, să zicem, un tricou cu logo-ul recensământului, atât pe față cât și pe verso, un chipiu, la fel, care va fi cu logo-ul recensământului, legitimația, care va cu fotografie, care va permite persoanelor care furnizează informația să cunoască cine este persoana care îi intervievează. Geanta pentru laptop și tableta vor avea stickere care marchează că se desfășoară un recensământ de probă. Referindu-ne la conținutul chestionarelor, se va colecta informație despre persoană, despre locuință, despre clădire și despre gospodărie. Referitor la persoană avem caracteristicile demografice, caracteristici migraționale, etnoculturale, educaționale, economice și despre persoane cu dificultăți, adică dificultățile persoanelor zi de zi. Nu am să mă opresc în detalii la acestea, pentru că ele au trecut o consultare destul de amplă, începând cu luna decembrie, când am consultat variabilele de recensământ, după care a urmat consultarea chestionarelor de recensământ în luna martie, cu un grup foarte larg de utilizatori de la autoritățile centrale, autoritățile locale, mediul academic, partenerii de dezvoltare și societatea civilă. Acestea sunt caracteristicile care vor fi colectate în cadrul recensământului cu privire la clădire, locuință și gospodărie. Modul de organizare a colectării datelor în teren, recenzorii vor începe colectarea datelor pe data de 28 august. În această perioadă, 28 august, 29 august, recenzorii noștri în teren vor merge pentru a colecta informația despre fiecare locuință.
în dependență de sectorul care este atribuit recenzorului, fie că sunt blocuri de apartamente sau sunt case individuale, el va avea o activitate mai mare sau mai mică de listare a acestor locuințe, de formare a listelor locuințelor. În acest fel, o parte din recenzori deja ar putea să înceapă colectarea nemijlocită prin intervievare în data de 29 august. Ceilalți, 28-29 august, vor crea listele locuințelor, iar pe data de 30 deja vor merge la fiecare ușă pentru a recenza persoanele care locuiesc acolo. Perioada de lucru în timpul zilei în care recenzorul are dreptul să colecteze date în teren este de la 8 dimineața până la ora 9 seara. Clar că recenzorul nostru nu va fi în teren de la 8 până la 9, însă în dependență de prezența persoanelor în locuință, recenzorul va trebui să își va planifica activitatea de intervievare. Dacă recenzorul nu găsește pe nimeni acasă, va trebui să revină într-o altă zi, la o altă oră, până la trei vizite. Adică populația, dacă va vedea că cel puțin două, trei case au fost deja recenzate, însă recenzorul mai vine la o altă casă la care nu i s-a deschis nimeni, înseamnă că aceasta este conform instrucțiunilor și vă rugăm să le permiteți să identifice dacă totuși locuiește cineva în locuința în care nu s-a deschis ușa. Totodată, recenzorul în activitatea sa va fi ghetat de către supervizor pe diferite aspecte și supervizorul la fel poate să meargă în teren pentru a asigura calitatea datelor colectate. Ce ne așteptăm noi din partea populației care a avut, pot să zic eu, norocul că este partea recensământului de probă? Să deschidă ușa recenzorului fără frică, pentru că, după cum s-a mai menționat, dar n-am să obosesc nici eu să zic că este o activitate foarte importantă la nivel național, nu doar al Biroului Național de Statistică, și pentru că datele oferite de către persoane vor fi protejate din punct de vedere atât a confidențialității statistice, dar și tehnic. Totodată, populația poate să apeleze Biroul Național de Statistică pentru diferite întrebări legate de recensământ, în special pentru identificarea sau confirmarea dacă persoana care a venit la el, într-adevăr, lucrează la Biroul Național de Statistică. Am zis că confidențialitatea și protecția datelor individuale, inclusiv a celor caracter personal, este o activitate asupra căreia Biroul Național de Statistică pune accentul foarte tare. Este cel mai încărcat slide, pentru că înțelegem că trebuie să asigurăm datele care vor fi colectate. Așa că toate informațiile colectate în cadrul recensământului de probă, dar și în cadrul recensământului de bază, vor fi utilizate doar în scopuri statistice. Personalul temporar este obligat să păstreze confidențialitatea datelor și să nu divulge informația, chiar dacă contractul deja a fost încheiat. După încetarea contractului, la fel, protecția datelor trebuie asigurată. Rezultatele vor fi doar în formă agregată, încât să păstreze confidențialitatea datelor diseminate. Protecția datelor și confidențialitatea datelor este asigurată la toate etapele recensământului, la pregătire, la nemijlocit, la colectare și la diseminare. Totodată, confidențialitatea statistică este asigurată și prin prevederile legii 93, dar și a legii 133 privind protecția datelor cu caracter personal. Uh,
recenzorul în perioada, la începutul recensământului de probă, începând cu data de 28 august, va trece, după cum am spus, la fiecare locuință pentru, pentru a crea listele locuințelor, dar și pentru a informa populația că în localitatea dată sau în blocul de apartamente respectiv se va desfășura un recensământ de probă. Respectiv vor fi liflete care vor fi agățate la ușă, modelul care este afișat la ecran, altele vor fi înmânate gospodării fie la început, fie la sfârșitul interviului și în situația în care recenzorul nu găsește pe nimeni acasă, va fi lăsată o înștiințare în care va fi numele recenzorului și telefonul pentru a planifica vizita următoare. La fel vor fi postere de informare care vor fi afișate, posterile A3 la primărie, la poștă, la bibliotecă și așa mai departe. Posterile A4 vor fi afișate la blocurile de apartamente pentru a informa locuitorii că va avea loc un recensământ de probă și va veni recenzorul și în care perioadă. Avem versiunea în română și în rusă pe verso. Totodată înțelegem foarte bine că recensământul de probă va merge la locuințele care au fost selectate în cadrul recensământului de probă. Aceste gospodării vor mai fi vizitate și în 2024 la recensământul general și vor mai fi vizitate și în cadrul anchetei de control de 2 ori. Respectiv, un mic cadou, ca o amintire că au fost, că au participat la recensământul de probă, va fi un calendar pentru fiecare gospodărie. Alte materiale promoționale, avem mapa cu logo-ul recensământului, carnetul și pixul, la fel cu logo-ul recensământului și a partenerilor care ne susțin în organizarea și efectuarea acestui exercițiu important. Vă mulțumesc pentru atenție. Așa, vă mulțumim și noi. Vă rog să adresați întrebări pentru a clarifica deci mai bine situația privind recensământul de probă. Vă rog să le adresați dacă sunt. A fost destul de explicit, probabil. Deci, în fond, după cum a fost menționat, recensământul de probă ne va oferi posibilitatea să testăm atât metodologie de recensământ, aspectele organizatorice, deci dificultățile, obstacolele, greutățile cu care ne vom confrunta, ne va ghida undeva în modul în care noi trebuie să ne să corectăm. Deci, aceste deci, norme și inclusiv modul de organizare a recensământului, într-așa mod ca recensământul propriu-zis din anul 2024 să ne asigure că datele sunt calitative, că toată populația a fost acoperită și avem deci, ca rezultat date fiabile, veridice, care, la care contăm și la care sperăm că le vom avea cu toții, care sunt foarte importante pentru, pentru decizii și la nivel de stat, la nivel, la nivelul business-ului, pentru cercetători, pentru, pentru societatea civilă, etc. Dacă între timp au apărut câteva întrebări pentru clarificare, dacă nu sunt, aș vrea încă o dată să menționez despre faptul că atât recensământul de probă, cât și recensământul propriu-zis sunt activități complexe, foarte importante pentru țară, la nivel de stat și la nivel subnațional, la nivel de fiecare comunitate. Deci rezultatele sunt foarte importante pentru deciziile care urmează să fie adoptate, pentru programe de dezvoltare socială, economică.
de dezvoltare rurală, dezvoltarea comunităților. Deci, și în acest exercițiu presupune o strânsă colaborare a partenerilor la diferit nivel. Deci noi vorbim de colaborarea instituțiilor la nivel național, colaborarea cu autoritățile publice locale. În fiecare raion al țării au fost constituite comisiile teritoriale ale reasamblării populației locuinților, care vin să sprijine acest proces de organizare a activităților în teren. Noi suntem recunoscători, deci, autorităților publice locale, comisiilor teritoriale de reasamblări, deci, reprezentanții autorităților la nivel de raion, municipiu, la nivel din diverse autorități naționale, pentru sprijinul pe care l-am obținut până acum, în procesul de pregătire către reasamblări, dar și contăm că acest sprijin va fi și mai consistent pe viitor. Și de asemenea, sperăm pe deschiderea, pe faptul că populația țării, deci, va fi deschisă, va fi activă în exercițiile de reasamblări. Vorbim despre reasamblări de probă, ne adresăm la populația care trăiește, locuiește în sectoarele de reasamblări unde va avea loc acest exercițiu. Fără deschidere, fără participarea, deci, activă a populației, deci nu avem sorți de izbândă. Deci sperăm că vom avea această înțelegere și acest suport din partea populației, din partea societății civile, din partea tuturor partenerilor, într-așa mod ca exercițiul de amploare națională, care este reasamblământul populației locuinților, inclusiv exercițiul de probă, va fi realizat cu succes și ne va oferi informații veridice privitor la situația din țară, la nivel de comune, sate și la nivel și mai dezagregat. Deoarece reasamblământul urmează să ofere informații la nivelul cel mai dezagregat posibil. Deci, vreau de asemenea să mulțumesc experților internaționali care au contribuit la realizarea, deci, instrumentarului de reasamblământ, pregătirea, deci, materialelor necesare, suportul acordat în cadrul proiectelor de asistență tehnică, inclusiv și în special în cadrul proiectului care a fost lansat în iunie, de suport din partea Uniunii Europene și Fondul Național Unit pentru Populație, și de asemenea și alți parteneri și-au manifestat, deci, interesul pentru a ne susține în acest exercițiu. Și nu în ultima măsură, vreau să mulțumesc colegilor de la Biroul Național de Statistică pentru entuziasm, responsabilitate, dedicație, pentru profesionalism, pentru faptul că, deci, depun toate eforturile pentru ca lucrările de pregătire pentru reasamblări să decurgă la nivelul așteptărilor, într-așa mod ca să fim pregătiți pentru reasamblământul de bază și să asigurăm realizarea acestui exercițiu important pentru țară la nivelul necesar. Și vreau să mulțumesc de asemenea reprezentanților mass media care sunt astăzi cu noi, care ne urmăresc, care vor transmite și mesajul, deci, mai departe, societății civile, populației, și sperăm la suportul a dumneavoastră și în continuare pentru a transmite, deci, mesajul de importanța reasamblării, de importanța participării fiecăruia în reasamblări, deoarece fiecare contează și ca să nu fie lăsat nimeni în urmă. Vă mulțumesc și vă doresc toate cele bune. La revedere!